Dacă va fi înregistrat, din partidul lui Gheorghe Cafcaliuc vor face parte foști colegi de la Ministerul de Interne, dar și designerul Daniel Racoviță, alături de care a încercat să schițeze echipul perfect pentru polițiști. Într-un interviu pentru TV8, colonelul, care de un an nu se mai regăsește printre angajații instituțiilor de forță, spune că a adunat bani pentru constituirea partidului din donații, în condițiile în care din echipa sa fac parte și oameni de afaceri. Totuși, nu a vrut să spună ce sumă a reușit să adune. Ca noul partid să fie înregistrat, trebuie să numere cel puțin 4.000 de membri. Potrivit unui comunicat de presă emis în urma ședinței de lucru, partidul Acasă Construim Europa își propune să devină unul cu viziuni pro-europene, de centru-dreapta, de doctrină liberal-socială. Gheorghe Cafcaliuc și-a anunțat lansarea în politică la exact un an de când a plecat din funcția de șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției, după ce democrații au plecat de la guvernare. Din echipa sa fac parte medici, sportivi, cercetători și artiști care sunt novici în politică. Printre ei se numără Livi Baziuc, fostul șef al Inspectoratului Național de Patrulare, demis din funcție în februarie anul trecut, și Daniel Racoviță, fondatorul casei de modă ce-i poartă numele, s-a alăturat grupului. Întrebat de TV8 din ce bani își formează partidul, colonelul a declarat că unii membri ai echipei sunt antreprenori cu afaceri de zeci de ani și au făcut o contribuție financiară. Cât mai exact, nu a precizat. Ne propunem săptămâna aceasta, sau săptămâna aceasta, sau săptămâna viitoare, dacă vom găsi un sediu unde va lucra grupul de inițiativă pentru înregistrarea partidului, facem invitații la toată presa, să vedeți unde ne-am amplasat, să ne punem toate întrebările de care dumneavoastră considerați necesar. Totodată, Gheorghe Cafcaliuc afirmă că formațiunea sa nu este un satelit al vreunui alt partid. Acest partid este un partid nou, repet, cu oamenii care n-au mai fost niciodată în politică, dar sunt buni profesioniști, adevărați patrioți Republicii Moldova. Iar despre declarațiile anterioare ale unui fost șef de la Moldața că ar fi coordonat exportul de țigări, anabolizante și pietre prețioase pe timpul guvernării PD, spune că sunt nefondate. Mai mult de un an de zile nu sunt în funcție și dacă era măcar un pic de adevăr în ceea ce a spus acest individ, care eu consider un killer moral, probabil organele de drept erau să dea un răspuns la multe întrebări. În ziua în care și-a anunțat intenția de a fonda partidul, colonelul s-a lăudat și cu un filmuleț în care își prezintă satul de Baștină și familia. Satul meu de Baștină este pentru mine totul. Aici sunt rădăcinile mele, aici sunt bunicii, străbunicii, înaintașii noștri. Și așa de mari suntem. Ei, bunica, să vă strâng, bălipțic, așa în braț. Partidul încă nu este înregistrat la Agenția Servicii Publice. După ce a plecat de la Inspectoratul General al Poliției, Cafcaliuc s-a angajat la o companie petrolieră, fiind responsabil de securitate. În ultima sa declarație de avere la plecare, colonelul a indicat un salariu de peste 200.000 de lei, o vilă, două apartamente, două terenuri și un automobil.